2700 de ani vechime. Dar cine are nevoie de știrea aceasta nescrisă? Oamenii? Poate sunt obosiți de vechime, poate de așteptarea încremenită în ritmul egal al zilei. Nu se întâmplă nimic. Nu mare lucru. Nici măcar nu mai vin peștii și nu mai pleacă peștii. De când cu rezervația naturală, vilele de lux și vânătoarea liberă, datorită fie influenței, fie banilor, sărăcia și nemișcarea s-au întors. Lumea mare ignoră. Lumea mică abia așteaptă să plece, iar lumea bătrână așteaptă și ea. Restul se mișcă. 4 metri altitudine. Un cimitir marin unic în Europa. Un far și o plajă pe care vin nudiști. Asta este fosta Solina, cum o notau pe hărțile de navigație medievale. Punctele fixe din calendar sunt turiștii, pescuitul și sărbătorile. Acum vine Paștele. Iisus va veni, va fi răstignit, va coborî la iad și va învia. Și-au adus uitații acasă, pe cei care nu pot să vină. Și-au adus propriile spaime și boli. Și-au încărcat cu ele crucea răstignirii lui Iisus. Și-au adus făină, uleiul, ouăle, tot ce vor găti și tot cu care se vor hrăni de sărbători și nu numai. Se vor îmbrăca și vor mânca lucruri sfințite. Unii, poate mulți din cei ce au venit s-au spovedit și acum așteaptă împărtășanie. Se vor împărtăși cu trupul înnoit al lui Hristos. E una din zilele în care omul se simte curățat. Vrea să fie. Vrea să-și recapete bucuria neîntinării. Vrea să reînceapă de fiecare dată de undeva. Căpetenile preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să vă moară. Nu știm câți au săvârșit actul metaforic al spălării picioarelor. Așa iertare nu-și poate cere. Nimeni. Ne-ar fi rușine să o facem, mireni fiind, și mai mult. De ce să ridicăm pe cineva la nivelul nostru? Noi suntem în concurență unii cu alții. De mult nu mai suntem frați, chiar dacă suntem prin sânge frați. Nu stăm să ne rugăm cu el în grădina Ghețemani. Dacă nici Petru și nici Ioan nu au făcut-o, noi am putea? Prea mici. Mereu prea mici. Și dacă e adevărat că i s-ar fi luminat făptura ca și pe Tabor, lumina aceea nu o putem vedea noi. Fapta lui Iuda o făptuim tot timpul, dar nu ne sinucidem. Dar dacă ți se cutremură carnea pe tine dacă e adevărat și n-ai făcut nimic? Alte 7 zile ar trebui să fie fericite. Iarba, arborii, păsările sunt. Cântă primăvara. Gelește inima. Nu pe Iisus, pe sine.
că nu are de niciunele, că i s-a pustit viața, că nu are de lucru, că curge. Și ne strângem iarăși unii în alții, unii cu alții, ca să ducem împreună povara sufletelor noastre. Păcătoși, ne știm. Unele păcate ni le arătăm, altele ne ard. Și atunci ni le topim în patimile lui și ne plângem împreună. Nu moarte, nu nepăcatul pedepsit, nu. Noi nu am purtat cămașa lui și nici spini, dar avem și noi dureri și pentru ce să fim iertați. Iertați și veți fi iertați, iubiți și veți fi iubiți. Măcar în ziua asta să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Dar ne iubim pe noi înșine? Nu, că nu ne smerim și nici nu ne liniștim, Maică, nici în mormânt. Sperăm. Știm că suntem iubiți, știm și cât de iubiți suntem și sperăm. Sperăm la mijlocitoare. Ea, mamă, nu ne va lăsa, nici fiul nu o va face. Și el ne va cântări faptele cu milă. Ne-a cunoscut așa cum suntem și ne-a iubit și așa. Pentru că noi nu avem ochi, nu vedem albeața păcatului, ne-a încețoșat vederea. Doar inima vede. Câteodată. Uite că acum vedem. Și ne bucurăm ca și cum am fi curățați. Ca licuricii ne risipim. Și la fel de rari ca și ei suntem. O zi pe an suntem castelele nopții, sorii care am fi putut fi și care n-am știut să fim. O bucurie dureroasă ne duce la cei care au rămas din neputință acasă. Le ducem lumină, noi, lor. Ducem lumină cuiva și ne e bine. Și noaptea e de bază. Noi o facem de bază. Sau poate e mireazma grădinii rugăciunii. Poate se ridică din ierburi și din frunze boara suflării lui Iisus. Vocea lui era blândă, privirea scânteietoare, până și transpirația era parfumată. El era Dumnezeu, unul dintre ime. Ne-a iubit până și pe noi, cei pe care nu ne-a văzut niciodată. Adică nu ne-a văzut cu ochii trupului. Inima lui e a noastră. Ce minunată iubire! Sfântă iubire! Și ne bucurăm de ea, chiar dacă nu o merităm. La un moment dat o vom merita, fiți siguri. Oare? Vom fi noi vrednici?